cei de la Google nici nu au lansat device-ul revoluționar Google Glass și deja lucrează la un alt dispozitiv al viitorului în materie de accesorii. Compania Google este pe punctul de a patenta lentilele de contact care conțin și o microcameră foto. Conform comunicatului, aceste lentile ar putea face poze prin intermediul unor senzori ce se activează în momentul în care utilizatorul clipește. Deși proiectul este în lucru din 2012, cei de la Google abia au făcut public acest plan, relatează cei de la CNET. Momentan, lumea întreagă încă așteaptă lansarea Google Glass pentru publicul larg. Compania a oferit doritorilor un număr limitat de Google Glass doar în Statele Unite în data de 15 aprilie, prețul fiind de $1,500. Coreenii de la LG au un plan să lanseze în decursul verii acestui an noul vârf de gamă al companiei, smartphone-ul G3. Deși nu au fost făcute publice prea multe detalii despre acest aparat, LG a confirmat că ecranul va avea o rezoluție de 2560x1440. Dacă acest lucru se va adeveri, LG va deveni primul producător major care să utilizeze un astfel de ecran. Până în prezent, doar compania Oppo producând un astfel de device. În ultimul trimestru al lui 2013, compania LG a vândut 13,2 milioane de smartphone-uri, în creștere cu 54% față de aceeași perioadă a anului 2012. Astfel, oficialii companiei au un plan să păstreze ritmul de creștere și în acest an. Mai multe detalii puteți găsi pe b1.ro la secțiunea Hightech.